Джордж, дути, ка те кема мата. О вени Джордж аича ла мине. Джордж. Джордж. Marem pe aici, sunteți cu mine!
Mi s-a prins becul la ulei. Ia să vedem dacă avem ulei. Extraordinar. Genesis, sintetic, ulei. 5x40, umblăm cu canistra după noi. Oi, una alta, e greu.
Acum, problema e că la asta nu pot ca să-i pun e telescopul dus. E telescopul dus, punem camera aici, o stabilizăm cumva, să stea e camera, e bun, e perfect. Înțelegeți? N-ai ce să faci. Extraordinar. Desfacem ăsta liană și Lobo. Pentru că voi nu ziceți nimica că la câteva sute de kilometri, deci nu poate, nu sta asta, pică jos. Trebuie să schimbăm uleiul. La câteva sute, la 50 de kilometri trebuie să punem ulei. Înțelegi? Să luăm o cârpă. Ne murdărim. Ia. Ce e aici? Ață de perină, ce e asta? Mănânc. Șmecheria din voi. Ioi. Nu știu cât ulei trebuie să pun. Oricum e în pantă acum. N-am cum să iau nivelul. E în pantă, oameni buni. Înțelegeți? Cu curigu boier mari. Hau. Ia. Impante, oameni buni. Zbui, dar nici nu mai știu unde să pui. Înțelegeți? Eu cred că ajunge atâta. Ca pe oricum, marți o băgăm în servis. Marți o băgăm în servis, pentru că mașina asta mi-a adus ghinion. De la început mi-a adus ghinion. Bine că nu am pățit cu ea alte probleme. Să vedem acum. Ia să iau cârpa de acolo, să nu uit că numai mi-a luat și foc. El după aceea zic, de unde o lua foc? Deci n-am verificat uleiul, pentru că n-are rost. Ia. Uite ce buzgoi e. Bă, în bota. Ia. Da.
Unii mă înapoi, oameni buni. Și mergem cu Dumnezeu înainte. Deci trebuie să urmăriți tot, obligator forțat. Tot trebuie să urmăriți, pentru că ce filmez eu acum, odată sunt drumurile prin care mă duc cu mașina asta, e forță mașina. E forță. Și vă promit că o să vă spun tot ce are mașina când o dau la service. Înțelegeți? Haideți! Pornim la drum. Pornim la drum. Poate mă învârtesc de-o miel, de-o oaie, de-o jită. Înțelegi? De la ciobani. Să vedeți frumuseți. În continuare. Fiți pe fază și nu derulați nimic.
var. Ağzıt. Din ăla bântuit. Mergeți de aici. Stați că vă aduc camera, să nu ziceți că nu știu să citesc și că improvizez de la mine. Mâncava să... Bă, mie îmi place să-mi spuneți dacă mai vreți să vă fac din astea. Înțelegeți? Cu sate, cu așa, e pe mașină. Deci fiți atenți. Profesor Alexandru Borza, fondatorul grădinii botanice din Cluj-Napoca, ia uitați-l, Mâncavaș, descria Borzeștiul ca fiind un sat românesc curat sufletește. Păstrător al comorilor străbune de grai, port și obiceiuri de care m-am alipit cu drag. Și uitați aici. Înțelegeți? Interesant. Aici e satul Borzești, cheile Borzești și acolo Doamne ajută. Încoace, ia, altă tură, Cavaleria. Vedeți? Cavaleria Mâncavaș. O să pun eu camera aici sus. Ha? Hau, 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 hau. Aia. Ha? Oare s-o pun așa camera? Nu, o pun jos înapoi. O pun jos înapoi. Și aici aș putea o pune pe geam. Ceea ce înseamnă să nu mai dau după aia. Ia! Ia să văd, să nu mai dau cu ștergătorile. Când îi dau cu ștergătorile, mi le-am rupt. Înțelegi? Aici e mai bine. No, Doamne ajută. Înțelegeți? Ia, pornim. Să vedeți mândreță.
Thank you.
Thank you.
tua bună. Bună. Mai ce să închide drum, așa -i? Da, da. Ne purte. Mai la borzăști aici. Oare? Hai. Că eu am mai fost odată pe aici. Într-o zi cu soare ați fost, nu? Nu era norat. Nu, tot așa fain a fost. Vă trageți din sat? De aici? Păi, dar de unde? Da. Că am citit despre profesorul ăsta la intrare în sat. Borza. El o... Grădina botanică din da, Cluj. Da, da. Da, acolo a avut casa. Nu, de vreo. Unde a avut casa? Chiar acolo sub. Sus pe deal? Nu sus, acolo sub. Cam unde e pomul ăla mare, plopul ăla. Aha, unde e pomul ăla mare. Plopul ăla mai da, jos. Da, da, mai jos un pic acolo, au avut grădină acolo. A, grădină au avut. Pe casă grădină și casă, casă și tot, acolo unde au stat. Și le-au dărâmat? Da, le-au dărâmat copiii. A, copiii. Și... Vă descurcați, așa-i? A fost casă veche. Da, am fost la Cluj, pe la asta și noi am mutat după aici. A? Socru și... Toția ei. I-am dat-o pic aici la țară, că n-am ce să facem în oraș. Ce faci în oraș? Ai văzut ce scump este aici. Vai, da. E la o zi la alta să scump este. Nu știu ce aș fi. Ce e ăsta pe care îl cureți? Da, o floare. A? Și aia le uscate jos? Da. Nu, că ăsta ne așa se întinge și apă nu se ala, așa, ala mai alb, la... Da. Am vrut să mă uit, să văd și eu dacă îi găsă o căsuță. Nu, no, a fost. A fost. Chiar a. Acolo, în colț, unde a fost curba. Unde a luat curba acolo, curba. Aia a fost de măsare, dar cred că o vândută. Da? Așa am auzit. A murit și n-a avut a murit chiar acum și a luat cu grădină mare acolo și cu casa. Am auzit și noi numai. Așa zicea, că o vândut, dar numai acum. Da. Zilele astea. Aha. Dar am văzut pârâul ăsta, asta e bună apa? Vine chiar din munte sau... Vine chiar de acolo de sus. De acolo de sus. Dar este acolo un izvor de, nu știu, sute de ani, că nu știi cine l-a făcut, dar e foarte bună. De acolo, da? Potabila. Da? Și restul e băgată de acolo din sus, pe acolo, pe stat. Uh-huh. Restul a făcut fântâi. Restul e băgată de pe deal. Tăi de acolo, aici, în sat. Voi nu sunteți legați la Cluj? Sau la Turda? Nu, de aici, nu, n-avem treabă noi. Este... Dar rămâneți așa fără apă. Este? Zâle. Nu, bă, fiecare are. Mi-a făcut acolo în grădină fântână, altul face aia. A fost băgată apa, dar pentru animale. Întreb, numai așa vă întreb, mă cunoașteți? Nu. Nu mă cunoașteți. Eu? Cine? De-a cui? Eu-s de la televizor. Da. Da. De la Cluj? De la Cluj nu prea, așa mai puțin prea. Și de la București. E? Nelson Mondialu, nu știu dacă ați auzit. Am auzit, da. N-o vedeți? N-o vedeți? Eu cu astea mă ocup, viu să vizitez satile, să văd oamenii cum se descurcă. Mai îmi zice una, mai îmi zice alta. Și uite așa să se sesizează ăștia, e pe la conduceri. Am să se sesizează, nu? Da. Să vedem dacă mă pune primar la Turda, vă asfaltez drumul. Oricum nu aparținem de aici, la noi e neutru. E neutru aici? Noi suntem... Chiar de cine aparțineți? De iara, de la munte aici. Duce. Numai cu Petrești. Da? Și ce nu fac colectiv niciodată. Aha. Și vă convine mai mult că aparțineți de iara? Păi, se convine, se nu convine la alții, că e prețul numai pe jumate și la mașină și la tot ce vrei, că e zona de munte. Aha. Da. Zona de cam favorizată. Cam cât e metru pe aici? Cu cât să vândă? Nu știu, n-ai auzit. Vezi că vând așa niciodată. Vând fiecare... Că nu prea au hârtii, că aici dacă nu a fost, nu are întăbulat, pentru au hârtii sau... Da. Probleme oameni. No, să aveți o zi bună. Numai bine. Doamne ajută. Numai bine.
Ghigăului spre cabana Buru prin cheile Borzescu. Spre cabana Buru prin colții Corbului. Astea-s grele. Dincolo spre cheile Buru. Asta e o cascadă micuță. Ia să o văd. Da. Ia uitați. Vedeți? Acolo e frumos să mergi așa, pe jos. Înțelegeți? Pornim. Pornim, chie tata Avala. Hau, hau, hau. Tata bandit.
cabană mânca v-aș Dumnezeu. Pe unde-i drumul, oameni buni? Ai de capul meu. Aici vine și ursul. Pe unde-i drumul, oameni buni? Ce drum? Că nu este drum acolo. Ai, 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 ai. Ia fiți atenți. Așa a fost când am fost cu pompierul în, să trec pe la Sopron din Ungaria în Austria. Ia unul din ăsta și ne-am pus sus în el să ne culcăm. Și așa fain făceau păsărelile, mă, să moră dacă nu... Vai de capul meu! Tu l-ai, Doamne? Bifoto! Asta-i cabana, mâncava-și Dumnezeu să vin, mă! Asta-i cabana! Poate sunt șerpi, poate-i capcană și ptic. Mi-i mâncați așa. Asta e cabana, oameni buni. Ia uitați. No, pe unde Dumnezeu? Eu iau pe partea alantă, eu iau. Ai, 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 ai. Ni. Ni la urzici. Uitați urzici cât ce vrei. No, oameni buni. Păi pe unde mi-a arătat cabana Borzăști? Oare asta e cabana? Hau, 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 hau. Mai! Mai! Ce tata? Ia stai cu. Punem înapoi și plecăm spre o bârșie, mâncavaș. Înțelegeți cum stă treaba? Pe aici nici semnal nu am. Mă, dar și dispărut. Bă, am făcut pișii și nu intra pișatul în pământ. Nu. Nu fiți atenți aici. Când vine extraterestre aici, îi vede cineva? Nimeni nimic. Înțelegeți? Nimeni nimic. Pe noapte aici și crepă inima mea. Îți dai seama. Așa. Și crepă inima mea. Plecăm de aici, că... Lasă cu țumaile. Că totul merge să vedem, poate duce.
Haide capul meu. Să văd ce e aici. N-am mâncat așa, de aici sunt trei drumuri. Haide capul meu. Trebuie să mă întorc înapoi. Sunt trei drumuri, fraților. N-am ce să fac. Trebuia să iau camera cu mine să vedeți. Nu se poate merge pe ele. Hau! Hau! Nu se poate merge pe ele. Trebuie să întorc înapoi. Deci uitați-vă, ca să nu ziceți că mi-e frică, că nu mi-e frică. Fiți atenți. Deci nu mi-e frică, mă duc. Eu și aici trec. Fiți atenți. Eu și aici trec. De aici intru cu roata, cu roata pe partea asta. Înțelegi? Și pe partea asta. Ia. Acolo. Trag volanul. V-am pic pe ăsta și pe alea. Înțelegeți? Hau, hau. Și-am plecat pe aici. Dar problema e următoarea. Pe acolo n-am cum să mă duc nici de trag cu arcul, că dar nu-i jeep, mâncavaș. Eu ce mă spărie că e animal. Ni. Înțelegi? Pe de intru acolo îmi plâng în pumni. Din coace, nu mă mai scoate nici 7 elicoptere. Și aici, avă la cătie, tata, niciun semn, nimic. Păi mă caută ăștia, mâncața-și Dumnezeu, mă dă dispărut. Mă dă dispărut, înțelegeți? Oricum eu nu pot să dispar, că-s prea greu, că-s prea șmecher. Ia uitați. Deci îmi pare foarte rău că n-am, dar vă duc pentru asta la mănăstire. Pentru asta vă duc la mănăstire. O întoarcem și plecăm. We'll be right back.
acasă să moră dacă nu pe unde viu cu Audi. Hai de capul și de zilele mele. Jmecă rău de tot. Rău de tot. Thank you.
Auziți cum face ca telefonul meu. Ia uitați, acolo e mănăstirea sus. Vedeți? Mănăstirea. Sfânta Tavola. Și mă șorotă eu tata cât ar fi. Așa, cam așa o las. Cam așa vă las camera să funcționeze. Thank you.
Eu e mulți am ciobat. Da, sunt pensie, nu mai viu la unul, că merg la serviciu, peste și el. Nu găsesc oameni. Prea mult, el e dus azi, mâine vine și stă el 3 zile. Merg de acolo, unde te duce dracu? Și peste așa o cleamă, cu... A fost la Bruzești? Am fost, dar am vrut să mă duc, să trec pe munte, să trec la cheile Borzeștiului, dar pe drumul e rău de numai. Da, cheile dracului, ce cheie sunt? Doi bolovani. E? Doi bolovani. Unde sunt cheile Borzești? Așa. Lasă, eu mai fost odată în șozul. Acolo, și cheie, astea sunt cheile Turze, astea sunt cheile. Astea, da. Hai mă cu... Da, cheile Borzești. Nu stați pe aici. La Turda stai? Nu, la Cluj stau. La Cluj? Da. Am un vecin de acolo și-o lua casa acolo lângă mine. El. În Cluj are bloc în Cluj. Da? Vine aici. Da? Da. Vine aici. Unde îmi Borzăști? Nu. No. A, tu? În Petrin de Mijloc. A, în Petrin de Mijloc. Da. Da. A, păi, pare, să mai trage oameni. Să mai trage. Hai, mă, prieteni. Bine ești? E din Beci. La mănăstirea? Da, da, stai și e de mult. Da? O să lua mașină? A bine! Aici, acolo a fost mănăstirea mult, 60 de ani. Unde? Acolo la noi, acolo sus pe neam. Aia de acolo nu, aia e biserică. Aia e biserică, aia e la Petrin de sus. Și apa mă a făcut aici. A făcut aici. Ea, dar aici, nu, drept acolo, știi, bun. Aia, aia. O să las curentul de aici, din Petrin. Da. Are lumeală bună aici. Da. Jos în pădure să vezi și izvorul ăsta acolo. În izvor? Este izvorul în pădure? E la biserică, pe groapa aia, jos, acolo. Păi sunt brazi acolo. Dar nu se poate mere cu mașina. Nu. Mereu până aici, ani, cu mașinile pe aici, pe drum. De la mănăstire pot mere pe jos. Da? Cât de departe? Da. Cât de așa până la casa, ani, acolo. De aici până la casa aia, de la mănăstire până la izvor. Nu e departe. Da, cum să zic. Dar e apă bună acolo, izvor. Mai înainte erau zicele colectivului. A fost colectiv așa. Da. Și apoi, ies că l-au pușat pe Ceaușescu ca și mai bine, e mereu. Mai rău, e drept. Ceaușescu, o grămadă de blocuri au fost. Mai trec eu pe aici, Doamne ajută!
Thank you.